câștigătorul de junior, Welsh Corgi Pembroke, câștigătorul de junior al grupei a doua, Giovanesc Dacia Centrală, câștigătorul de junior al grupei a treia, American Staffordshire Terrier, câștigătorul de junior la grupa a cincea, Basenji, câștigătorul la grupa a șasea, Basen Griffon Van Den, câștigătorul la grupa a șaptea, Prag German cu păr scurt, la grupa a opta junior câștigă un English Cocker Spaniel, iar la grupa a noua avem un caniș negru mijlociu și la grupa a 10-a un saluchi. Am deosebită plăcere să vă prezint arbitrul acestui concurs, doamna Carmen Navarro din Spania, arbitru olandă. Bienvenido, señora Navarro. Așa cum am spus, se pregătesc cei 10 câștigători de grupă de la expoziția națională. Cele 10 best of group. Next contest best in show at National CC Dog Show. The 10th best of group winner from this morning. Prin începutul din luna ianuarie anului 2024, prima expoziție tradițională se organizează la Timișoara în luna ianuarie și în luna februarie vom avea de asemenea o expoziție în sală la Ploiești în premieră organizația din județul Prahova. Iar apoi în martie, sfârșitul lunii, vom avea expoziția de la Dumbrăveni Sibiu. După care calendarul va fi foarte aglomerat, ca de obicei. Este foarte greu să găsim locuri expoziționale. Este din ce în ce mai complicat să facem rost de aceste locuri pentru manifestările noastre. Iar manifestările în sală necesită foarte mulți bani pentru închirierea spațiului. În consecință, calendarul nostru se aglomerează pe lunile de vară, de timp frumos, și e puțin aglomerație în aceste luni supra-solicitate. Doamna Carmen Navarro examinează fiecare exemplar, atât în poziție statică, cât și în mișcare. Bineînțeles, sunt în afara concursului. Este vorba, de fapt, de o singură grupă de câini, singură reuniune de câini nerecunoscuți FCI, care, de obicei, se mai numește și grupa 11-a. Adică aia care au câștigat fiecare rasă. Deci, dacă e
Și avem rezultatele doamnei Carmen Navarro, locul al treilea, Third Place, Vasengi. Locul al doilea, Reserve Best Junior in Show, Pudel Caniș. Și câștigătorul concursului cel mai frumos junior al Expoziției Naționale, astăzi la Timișoara, Expoziția Națională, Best Junior in Show, American Staffordshire Terrier. Felicitări tuturor participanților, câștigătorilor și rugăm cei 10 câștigători de grupă de la Expoziția Națională CEACE să vină în pre-judging ring, în ringul de așteptare. Next contest, Best in Show at CC National Dog Show Timișoara. Show organized this morning. All 10 group winners, please, in the prejudging ring.